Sfântului Părinte Episcop și să-i mulțumim că, iată, și în această seară minunată se află printre noi. Este o mare bucurie că ați ales să veniți la noi. Vă mulțumim și vă apreciem și vă respectăm. Corala Fantasia, stimate domnule profesor, este corala care ne încântă și ne reprezintă. Vă mulțumim! Dar am avut dreptate când am spus că cei care ne pășesc pragul o dată revin la noi. Corala România revine cu drag la noi. Cred că a fost o alegere bună pentru această minunată seară și în momentul când am decis să-i invit, n-au ezitat. Au spus bine, cu mare plăcere. Ne-au introdus în frumoasele sărbători ale Crăciunului, pe care cu toții le considerăm sau gândim că și într-adevăr sunt cele mai frumoase. Florindu a pătruns în suflet. Cred că multe zile de acum încolo, dar avem această seară și acest minunat spectacol oferit de cea mai bună corală. De cei mai frumoși artiști, și pot spune acest lucru, reprezintă Episcopia Tunisului. Că vin spre Moldova, că vin spre noi pentru a ne cânta. Dragi pastureni, în prag de sărbători, vă doresc pace în suflet, liniște, multă sănătate și tot ce vă doriți dumneavoastră. Să fiți, așa poate cum spunea, mai buni, să fim mai buni cu toții, să dăruim iubire, pentru că reprezentăm o comunitate pe care o păstoresc în numele dumneavoastră și mă onorează acest lucru. La mulți ani, mulțumim tuturor. Mulțumim încă o dată Corale și Armonia să plece. Și să nu uite că aici, la Vaslui, sunteți tare îndrăgiți.